știm. Bună, bună, bună ziua. Da, ce... v-am chemat. Eu i-am chemat. Da, da. Dânsul. Pe amândoi de am luat de acasă. Chiar dacă pare ciudat dacă te uiți la el, nu știe să facă de mâncare. Da. Nu știe. Nu știe. Adică știe, dar totuși, ajutoare. Ajutoare. Adică tu voi faceți mâncare. Eu mi-am chemat prietenii pentru că eu ce am făcut în viața asta cu ajutoare. Vinerea mare și la noi m-a trimis și m-a lăsat acolo. Credeam că zici că în general, în vinerea mare. Nu se face. Vinerea mare nu se face. Nu se sacrifică animale, nu sacrificăm. Eu am crezut că ai zis că în general sacrificăm azi. Astăzi nu. Astăzi știm că nu facem mâncare. Da, nici nu se coase. Uscăm așa cu... Da, dar tu nu faci nimic. Nici curățenie, cum a zis Ernest. Nu poți să faci nimic cu astea. Da, noi l-am rugat pe Adi să-ți spună cam așa asta, pe stilist. De la Vâlcea. În cazul în care ne enervezi, să te luăm de aici și te legăm la spate. Da, i-am avut o cămașă de astea, dar eram în altă zonă. Da. Ca să înțelegi de ce... Mulțumesc. Da! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Da, mulți ani! Vreau să-ți explic. Am avut multă mult, lasă-mă să cânt. Tu ești nerăbdător să spargi niște ouă, nu? Ernest, vino să primi. Să spargi niște ouă, spargi niște mese. Noi ne-am adunat prin adunare, pentru că începând de astăzi vrem să fim niște bărbați responsabili. Da. Vrem să ne cerem scuze față de femeile din viața noastră. Da! Doamnele din viața pentru voi. Ernest este un bărbat. Dânsul n-are de ce să-și ceară scuze, că dânsul e necă... Ai, e pe aici căsătorit. Da. Nu, n-ai de ce să ceară. Eu n-am, nu mai am de, eu nu mai am de ce să... Punem și mie. Apropo de curățenia de Paște, că zicea prietenul și colegul, mie nu-mi place curățenia de Paște. Am făcut anul trecut și nu s-a băstrat, pe cuvântul meu. De Crăciun n-ai mai... Nu mai fac nici de Paște și de Crăciun. Și vrem să ajutăm în bucătărie. Adică, să nu mai rămână căsătorit. Da. Explicați-mi... Cu ce azi, gânduri pe la noi? Adică vrem să stăm să ne uităm la televizor. Nu. De ce adică trebuie să ne agităm? Adică noi vrem, uite, să vopsim ouăle. De ce? Exemplu azi. Vinerea mare. Da. Da, pentru că nu s-au vopsit aseară. Nu. Știm că nu e bine, dar e păcat de ele, nici ne vopsim. Ce rost are să mai așteptăm? Da. Să fim siguri, să fim pregătiți, să vinem pac-pac. Nu avem vaccea. Nu. N-ar fi o problemă, văd niște sfeclă acolo. Le punem un pic în sfeclă. Avem vaccea, avem. Bravo. Avem și... Mă rog, da, las-o așa. Avem ouă, las-o așa. Bravo. Și pentru cei care vor să mănânce bio, avem sfeclă roșie. Da. Adică le vopsim cu sfeclă. Dar, foarte bună. Uite, dacă nu crezi, nu mâncam cât timp va dura până când le vom... Încetușor. Astea sunt în cazul în care... E crudă. Știu! În cazul în care vreți să facem dăra în sosetă? Da. Ernest, zine! Ia fii atentă. Ernest, zine tu! E așa de complicat. Mi-aduc aminte de când eram copil. Puteai să folosești pătrunjel. Da, Mihai, corect. Stai că am văzut un film. Lumea. Am văzut un film. Poate îl caută pe vreunul la știri și ce se face, mă, cu? Te găsesc pe tine aici. Da, Dumnezeu mai mare. Bun, când eram copil făceam treaba asta. Deci mi-e trupul. Voi cred că ați rămas copii. Arăt că într-adevăr Doamne Iisuse, că toate ce m-ai speriat. Bă, tu trebuia să știi că n-aveți safe la emisiune, tâmpitule. Poftim. Auzi, nici nu mai văd că mă strâng de la A, tu le faci așa? Eu stai că încerc să fac o șmecherie. Bă, Ernest, ce ți-a crescut părul? Să mă, mă. Teo, tu știi că eu de mic te iubesc. Lasă-mă să te pup. Lasă-mă, Doamne, era să-mi faci foarte ca în ochi, ce nebun. Gata, mă, să bun. Păi, așa, stai așa, fiți cu uite-te, stai, mă. Fiți. Dar tu ce încerc o șmecherie, lasă-mă puțin acum, așa. Încerc o șmecherie. Păi toată lumea se uită la mine și mă impresionați în mod neplăcut. Stai, naiba, Doamne, iartă-mă. Măi. Intră. La, la, la. Un pic, numai un pic, că nu muncesc niciodată mult. Că de obicei îmi trece. Dă-mă asta la mijloc. Ia uite, 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 uite. Ernest, da. Ce trebuie să faci este să legi. Știu, 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 știu. Făceam când eram copil. Ia-l daci. Știu, făceam când eram copil. Păi da, ia-l pe ăsta, că trebuie să mă ocup eu de alții. Invitați, te rog. Și, are și legume. Mergem mai departe. Ne plictisim. Sâmbăta, mă duc, fac piață. Apă, suc, pâinică. Să avem de toate, că nu știi, dar leguri. Până în ora 6, că panică. Atât. Așa, bravo. După care seara mergem și noi frumos la biserică, dar normal. Noi ne ducem. Eu merg unde cântă Ernest. Păi el... Nu cânt eu. Cântă la biserică. Cânt eu împreună cu toți credincioșii care simt asta. Da. Glumit, mă.
Noi vorbim mergem serios, doar să luăm numele. Mergem toți, glumim în Vinerea Mare. Da, corect, da. Adică până la... Da, aia, despre asta este vorba. Și Dumnezeu are simțul umorului. Dacă n-a, uită-te la noi. Corect, da, ziceam. Ia mai servește nițică de-aia, ai niște nițică clorofilă de-aia. Desi la regim, vă rog să-l scuzați. Dai cu clorofil. Ca să nu râdă. Cred că ține clorofila în gură. De... Simte nevoia să țin acel post pe ultima sută de... Chiar tu ai ținut post? Postul Paștelui este cam greu de ținut și nu, sper rușinea mea nu prea, adică o singură dată mi-a reușit să țin acest post. Asta mă face. Acela Crăciunul este mai ușor de ținut, dar postul Paștelui este un pic mai dificil. Dar postul nu înseamnă doar să te abții de la mâncare, dar să te abții și de la poftele trupești și de la altele și... ești căsătorit, se-a mers bine. E mai dificil. Nu avem genul. Noi nu avem ce căuta în discuția asta. Vino puțin să ne uităm la gata, l-a lansat să se răcească, să-l dăm cu ulei. A, nu mai pune la fiert. Nu mai vreau dată că e fiert. Tu nu vezi că e fiert. Păi bune, acum cu ochișorii. Uitați-vă voi, dar vezi cu specla. Ți-am zis, 2 ore stăm să fiarbă. Am speclit-o. În afară de 3 ouă amărâte, chinuite. Asta e tot ce ați făcut voi de când începe emisiunea asta? Nu, am făcut chiar 4. Uitați-vă puțin ce am făcut eu și Mihai, că tot ziceți că... Și ăsta și-a pus ciorapul. Și-a pus frunza asta și ciorapul, nimeni s-a înroșit nimic. Adică... Eu am pus ciorapul. Atunci pune... Nu e adevărat că ăsta e ciorapul tău, ăsta e ciorapul lui, care are și el ciorapul. Dar de ce crezi tu că o să se înroșească în sfeclă ouăle? Dar de ce nu le-am lăsat în sfeclă ouăle? Păi da, dar el a zis că să fie eco, meco. Mută-le cu... Le-am mâncut tot cu sfeclă. El mănâncă numai eco. E, mult spus, numai eco. Nu prea ai cum să mănânci numai eco. Din mai multe considerente. Dar încercăm pe cât posibil să facem asta, da. Să mâncăm produse eco, de preferat, crescute de către producători locali români. Adică să-i ajutăm, să-i sprijinim pe aceștia. Dar da, de preferat, da. Hai că se înroșește. Ha! Ha ce? Să ții minte când te duci și comanzi tu de la... Tu ce dracu faci cu sfeclă? Ce... Mă gândeam unde găsești și urma eco. Da, ce faci cu sfeclă asta? A, ce faci să-ți faci foarte ușor acasă dar nu mai de mâncare. Eco. Adică îți cumperi lipia, că lipia nu e așa o mare inginerie. Hai că ți le înroșești și paleta. Da? Găsești carnea de pui bio, ți-o iei frumos, de preferat pulpă, că pulpa e mai juicy, dar față de piept care e mai sec. Și eu să știi că perioadă nu mai pulpe. Am juicy. Lasă să fern, convins. Să termine o idee că te rușesc. Îți tragi frumos la tigaie pulpa. Cum le prinde la aripioare. Cartofi poți găsi bio, bine mersi. Roșii poți găsi bio, bine mersi. Verdeață poți găsi bio, bine mersi. Sos îți poți face tu. Bine mersi. Sau găsești gata, exact, și bine mersi. Poți să găsești și bine mersi. Ți-l faci tot. Bine mersi. Aș vrea la sfârșitul acestei intervenții să cântăm și noi ceva. Pentru care îmi pare rău. Dă o rânduri. Fiți cu minți, vă rog din suflet, e Vinerea Mare. Și apă toată. Stimați telespectatori, l-am trimis pe Bursuc să cumpere cartofi pentru prăjit. A venit acasă cu niște cartofi care s-au făcut? Piure. Piure cu ulei. Da. Există o mare deosebire între cartofii pentru prăjit? Nu există așa ceva, asta e vrăjeală, m-a spăcălit. Deci eu m-am dus la... Nu vă duceți, nu vă, bărbați, nu vă mai duceți la piață. Pe mine mă trimis să cumpăr pătrunjel și leuștean. Păi ce, eu știu care e diferența dacă nu scrie? Ia-le pe amândouă! Ia-le pe... Uite-vă că ți-am vopsit și ouăle tale. Până ai statut două ouăle, uite-le, am făcut roșii, ia uite-le. Foarte bune, dă-le chimice. Sunt ciudate, par ale lui. Dă-le încoace. Ia să vedem dacă v-a rămas frunza aia, faceți voi cu... Asta vreau să... Așteaptă să se răcească nițel, că frize foarte tare. Bahă-mă, cântec până atunci. 3, 2, 1 și... Două rândunici, două mari și două mici au venit aici. Două rândunici. Să trec frunza de aici. Vopseaua se va duce peste... Peste ani și ani. Deci o las așa. Lasă un pic. Terminați-vă, mă. Mă, că noi, auzi, cu sfecla asta punem aici de ciorbă. Facem o supă cremă de legume după aia. Singura emisiune unde sfecla se... folosește la două feluri de mâncare. Vă mulțumim foarte mult. Vă dorim sărbători fericite, toate cele dorite. Băi, vă mulțumesc de ajutor. Să ne vedem curând, dar mai încolo. Bravo. Nu, că avem mănuși de aia de mașină.